Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Suntem acum la sesiunea 6 din Cartea lui Iov. Asta este una din cele mai misterioase cărți ale Scripturii. Din ea înveți despre sufletul uman, Înveți despre Dumnezeu, despre diavol, despre neprihănire și despre faptele ei. În ea vezi imagini din cer, vezi imagini din istoria, dinaintea istoriei noastre. Una din cărțile unde Dumnezeu vorbește prin oameni, prin personaje misterioase pe care nu știe exact cine sunt și apoi vorbește direct prin vocea lui. În scriptură sunt cărți și sunt pasaje foarte clare, dogmatici aproape, care prezintă adevărurile sub formă de definiții. Acolo găsești pietrele de fundament ale credinței, dar sunt și cărți care vorbesc pe ascuns, vorbesc în metafore, în imagini. Acolo găsești adevăratele comore adânci ale Scripturii, îngropate în nițel, deghizate un pic. Cărți ca astea sunt proverbele, ecleziast, cântarea cântărilor Iov, Apocalipsa. Aici, în ele, trebuie să te adâncești nițel ca să scoți o adevărată comoară de viață. Eu am să vă spun ce am spus la început, am să spicuiesc pe aici pe acolo atingând pasaje care sunt absolut relevante peste, pentru viața, pentru înțelegerea noastră. Am să vă citesc din capitolul 2 de la versetul 11. Trei prieteni al lui Iov Elifaz, din Teman, Bilda, din Șoah și Țofar, din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră și s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut și și-au ridicat glasul și au plâns și au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărânul în văzduh deasupra capetelor lor și au șezut pe pământ lângă el șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, că își vedeau cât de mare îi este durerea. Capitolul ăsta începe cumva de la sfârșitul capitolului 2, de aici începe o nouă aventură, o nouă lecție. Eu a coborât până în fundul prăpastii, a pierdut tot, a pierdut posesiunile copiii, sănătatea, a pierdut suportul soției. Tot ce este sprijin pentru un om a pierdut. Când nu mai ai nimic material, când ți-ai pierdut pe toți cei dragi ai tăi, când ți s-a ruinat sănătatea și când până și soția ta zice că e cazul să mori, ce-ți mai rămâne? Mulți renunță la viață doar pierzând una din astea. Și asta te face câteodată să te gândești pentru ce trăiesc, ce scopam, ce mă face să mă mișc, să mă scol dimineața. Voi vă gândiți vreodată la lucrurile astea, pentru ce mă mișc, pentru ce mă trezesc. Câteodată unii oameni trăiesc pentru slujbă, pentru a câștiga, a mânca ceva, face rost de un ban. Pentru mulți ăsta este singurul motor, și când ăsta dispare, nu mai știu pentru ce să mai trăiască. Ies omul la pensie și nu mai poate să câștige un ban și nu mai știe pentru ce să trăiască și adeseori moare foarte repede din lipsă de ocupație. Sunt oameni de afaceri care funcționează la maxim la birou în business. Acolo sunt experți, știu ce să facă, ce să zică. Dar dacă ar trebui să stea 10 zile acasă doar cu familia, sunt terminați, sunt isprăviți pe geratic nu pot să-și imagineze ce poate să facă cu copiii între pereții casei. Singura soluție este să ieșim să cheltuim ceva la magazine, în vacanță, undeva. Fără business dispar, sunt invizibil, nu mai există. Gândiți-vă la ce sunteți. Ce meserie ai, ce business ai. Dar dacă asta dispare, dacă nu mai ai voie sau nu mai ai posibilitatea să fii în business sau în servici, ce mai ești? Mai rămâne ceva? Mai existi? Nu ne-a creat Dumnezeu să ne zidim viața pe umblarea după posesiuni, după succes material. Alții spun altfel, trăiesc și mă străduiesc pentru familie, pentru copii, pentru ei mă jerfesc. Acum mai întâi fraza asta este pentru cei mai mulți o minciună. Am văzut atâția părinți, în general bărbați, care își petrec toată energia și timpul în afara casei, alergând încolo și încoace să câștige sau după hobby-urile lor, ca apoi să răspundă copiilor rebeli, pentru voi mi-am chinuit atâta. Iar copiii știu, la fel ca el, că nu este adevărat. Business-ul a fost pasiunea tatălui, nu a copiilor. Este adevărat că toată familia beneficia material, dar a fost distrusă sufletește și spiritual de pasiunea asta. Nu pentru copii a făcut-o el, ci pentru el. Nu-și putea imagina făcând altceva. Sunt unii însă care cu adevărat se străduiesc pentru binele material și spiritual al copiilor își fac timp pentru ei zilnic, săptămânal, au urechi și inima să-i audă, înțelegere, să-i cunoască. Caută să înțeleagă, să descopere metode, circumstanțe, oameni care să-i ajute, să-i dezvolte. Se să roagă cu ei, se joacă cu ei, citesc, se plimbă cu ei. Într-un cuvânt, investesc inima și timpul pentru familie, pentru copii. Ce se întâmplă când aceștia pleacă? Că la un moment dat cresc și pleacă, nu? Dacă pățești ceva, cum s-a întâmplat cu copiii lui Iov, ce se întâmplă? Dacă cumva într-o zi întorc spatele părinților, se duc în rebeliune, iurea, ca fiul risipitor, ce se întâmplă atunci? Când nu-i mai ai, ce faci? Ce-ți mai rămâne? Sindromul ăsta care noi îl numim aici empty nest. Gândește-te la ei tăi, dacă ar dispărea, dacă nu ar mai fi. Dacă s-ar întâmpla ceva cu ei, ce-ți mai rămâne? Când ajungi diseară acasă, imaginează-ți că nu mai este nimeni acolo. Ce îți mai rămâne? Îți mai rămâne ceva? Nu ne-a creat Dumnezeu să ne zidim viața pe copii și pe familie. Alții, în general, cei care au ieșuat în primele astea două, nu le-a mai rămas nimic decât să se joace. Viața, spun ei, trebuie trăită, experimentată. Nu am timp să muncesc, nu am fost fericit în familie, mă joc. Că slavă Domnului, sunt sănătos mă plimb atâta când mă lasă cureaua unuia care nu muncește, mă distrez cu cine pot, mă joc ce pot, have fun. Schiez, joc fotbal, mă uit la televizor, caz gura, petrec cu pe prietenii, îmi valorific sănătatea pentru mine însumi, nu mă grăbesc că nu am de ce, nu muncesc decât strictul necesar, nu mă leg la cap dacă nu mă doare. Sunt oameni care nu mai au chiar de ce să trăiască. Ce faci însă când ți-ai pierdut sănătatea că nu mai poți să te joci? Când nu mai poți schia călătorii, nu mai poți vedea bine, că nu mai poți ieși din casă pentru câteva ore, este ciudat că rezultatul unei vieți concentrate pe distracție rezultă într-o plictiseală și deprimare năpraznică, pentru că nu ne-a făcut Dumnezeu să ne zidim viața pe distracții și pe abilități fizice. Este grozav să-ți imaginezi ce mai poți gândi că nu mai ai niciuna din cele de mai sus, așa cum a făcut, cum a pățit Iov. Ce te mai poate ține după ce mai umbli, ce mai ai? Un invalid singur, fără familie, într-o casă de invalizi, privind toată ziua într-un zid. Așa a fost cu Iov și în noaptea cea mai grozavă a vieții lui, în prăpastia cea mai adâncă în care s-a prăbușit, lui Iov, dintr-o dată, a apărut o rază de lumină. Prietenii. Ce sunt prieteni? Care este forța din spatele unei prietenii? Unde este misterul aici? Dumneavoastră aveți prieteni? Asta este întrebarea care vreau să vă pun acum relativ la început. Și vă mai pun o dată la urmă. Dumneavoastră aveți prieteni? Sunt curios cum veți răspunde acum și cum veți răspunde la sfârșit. Cam câți prieteni aveți? Sunt legături de prietenie care sunt mai tari decât cele de sânge, cele de familie, așa cum în scriptură descrie prietenia între David și Ionatan, care a fost mai strânsă decât Ionatan și tatăl său, sau chiar decât David și soția lui. Prietenia între el și Ionatan a fost mai puternică decât relațiile de rudenie. În Biblie scrie că nu există dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Pentru prieteni, copiii crescuți în familii excepționale, bogate, lasă totul și pleacă distrugându-și viața. Ce este ascuns acolo în cuvântul ăsta un prieten? Sunt aici trei trăsături umane majore. Noi, în general, oamenii, avem o anumită privire și o anumită definiție cu privire la un prieten. Un prieten este unul care mă cunoaște, este unul care mă acceptă, dacă e posibil, să mă și admire, și unul care nu mă leagă. Ce înseamnă asta? Cunoașterea maximă devinește, într-un fel, prietenia maximă la noi, la oameni aici. Cineva care te cunoaște intim, știe secretele inimii, năzuințele, îți știe căderile, aspirațiile, viciile. Te-a văzut în momentele tale grele. Te-a văzut în momente foarte frumoase și unele foarte urâte, înălțătoare. Te-a văzut în victoriile tale cele mai formidabile. Cineva cu care ești în stare să îți împărtășești adâncimile și ascunzișurile sufletului. Cineva care are o cheie înăuntru inimii. Asta de una singură, lucrul ăsta, nu definește un prieten. O soție, un soț se califică în categoria asta. Ei te știu, ei te-au văzut. O tată, o, 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 o mamă, un coleg câteodată de servici te-a văzut, te-a cântărit. Asta nu face neapărat din ei un prieten, dar este bazele unei prietenii. Fără asta, nici nu încep să înțelegi ce înseamnă un prieten. Forța asta a creat cele mai puternice legături și a distrus pe neașteptate alte legături care păreau de nedistrus. Cultura hippie de la din America din anii 60 avea la bază două trăsături. Rebeliunea contra autorităților, a regulilor și atracția față de cei care trebuie să nu, care nu mai am de ce să mai mă ascund, să pretind, care mă cunosc cu totul. Legătura cu părinții se transformase într-o minciună și atunci oamenii și-au deschis inima și-au distrus inhibițiile unii față de alții, trăind cu toții la grămadă pe străzi și legându-se pe viață. Se cunoșteau cu totul. Stăteau în pielea goală unii față de alții. Le știa, se știau pe dinainte, pe din afară și pe dinăuntru. Din nefericire, rebeliunea lor i-a împins spre o aplicație destructivă, însă principiul a rămas același. Era o prietenie bazată pe faptul că persoana cealaltă mă cunoaște și mă cunoaște intim. Din pricina asta, cineva, un tată, de exemplu, în familie, care nu cunoaște intim inima copilului, nu are nicio șansă să ajungă un prieten. Cheia numărul 1 cu care deschizi prima ușă în legătura de prietenie este cunoștință intimă. Apoi este acceptare maximă. Este de un prieten te aștept să te accepte, dacă e posibil să te admire, așa cum ești. El vede potențialul tău, trece peste ce ești acum, vede ce ai putea să fii. Și nu pare să păstreze partea negativă prea mult, vede și binele și răul de la tine, dar parcă răul parcă îl trece cu vederea. Rămân câteodată încremenit când văd pe câte unul, de obicei dintre cei mai tineri, care acceptă în cercul lui pe un altul care este aproape imposibil de acceptat, e periculos chiar. A căzut, spunem noi, în lanțul unei prietenii. Pentru că în om există sete asta să fie acceptat, de a fi văzut în lumina potențialului, a viselor lui, nu neapărat a prezentului lui. Și asta rupe pe om de cei mai iubiți a lui și leagă de oricine e gata să-i dea lui credit. Spre bine, spre bine și spre distrugerea lui. Sunt copii buni, care și ei au problemele lor. Și câteodată îi dezamăgesc pe părinți sau pe conducătorii biserici. Și atunci dacă cei mari au neînțelepciunea să se focalizeze doar pe partea cea rea și să ignore cu totul tot ce este frumos în copilul ăla, asta generează în ei o sămânță care într-o zi îi aruncă în brațele unora care, la care niciodată nu s-ar fi dus, dar care le oferă răspunsul la cea mai grozavă sete a sufletului lor, nevoia de nădejde, nevoia de încurajare și nevoia de acceptare. Aici la noi există o expresie când cineva te critică sau pur și simplu nu este de acord cu tine. Este o expresie mai nouă, mai modernă. Când nu ești de acord într-un amănunț sau altul, ți se zice hater. Adică unul care urăște. Îți place mai mult de Messi? Asta înseamnă că îl urăști pe Ronaldo, prin simplu fapt că îți place de Messi. Nu ești de acord cu căsătorile între bărbați? Înseamnă că urăști pe oameni sau cel puțin pe homosexuali. Nu-ți plac merele? Urăști. Nu-ți plac ce un om gras? Îl urăști este ceva absolut caragios și stupid, dar spune un adevăr despre sufletul omului. Adică când nu este acceptat, omului se pare că este urât de cei din jurul lui. Când nu este lăudat, înseamnă că cineva îl urăște. Este o prostie să te gândești în felul ăsta, dar setea sufletului de a fi acceptat și prețuit îl împinge pe om în cele mai stupide consecințe. O prietenie necesită acceptare maximă. Și apoi, în general, pretindem de la prieteni responsabilitate minimă, adică ei să ne pretindă nouă responsabilitate minimă. Adică, în termeni umani, zicem noi, un prieten este unul care îți oferă totul și nu-ți cere nimic. În general, când un prieten înceapă să pună presiuni pe tine, a căzut cumva din grație, din har. Este văzut dintr-o dată ca o autoritate, ca o bancă, care banca este foarte bună când ai nevoie să primești un împrumut și devine înfiorător de rea când trebuie să încep să plătești. Asta se vede adeseori în relațiile de dragoste. Ești în drăgostie de care va la cataramă. Plutești. Este... Ea e cea mai, cea mai, el e cel mai, cel mai. Și peste doi ani de căsătorie vezi pe cei doi că își mult părul din cap. Dar ce s-a întâmplat? Păi să vă spun, nu s-a întâmplat absolut nimic. Totul, slide, totul e la fel. Numai că ei privesc aceleași lucruri din alți ochi. Până la căsătorie nu există nicio responsabilitate. Prietenia cea mai feri, ferică este când ești iubit, acceptat și dorit fără să ai nicio obligație, nicio responsabilitate. Paradis! Și după căsătorie, deodată apar responsabilități și apar pretenții. Ești soț, ai răspundere. Unde ai fost, la ce oră vii? Cu cine ai vorbit? Ești mama, ai responsabilități. Și cu cât cresc pretențiile prietenului, cu atât prietenia pare să dispară. Câteodată părinții bagă de seamă că asta e una din cele mai tare atracții către prietenii copiilor și de frică să nu piardă prietenia copiilor lor, încep să-și retragă toate pretențiile, toate responsabilitățile. Doamne ferește, nu cumva să aibă conflict cu copilul lui. Ideea este că dacă copilul meu sau cel drag este așa de atras de cei ce nu pun presiune pe ei, va fi așa de recunoscător și mie dacă fac la fel. Desigur că partea asta a treia este o aberație. E o aberație în privința unei adevărate prietenii. Dar omul superficial așa vede prietenia. Cunoaștere maximă, acceptare totală și responsabilitate personală minimă, nulă, dacă se poate. Și noi suntem așa de înrădăcinați în conceptul acesta de prietenie, că îl aplicăm și la relația noastră cu Dumnezeu. Spunem, Dumnezeu este prietenul meu că mă cunoaște la maxim, mă cunoaște intim. Nu am ce să mai mă ascund de el, știe tot deja. Și Dumnezeu este prietenul meu, spunem noi, că mă acceptă necondiționat, așa cum sunt. Și apoi gândim și partea a treia. Și Dumnezeu e prietenul meu că nu mă presează cu ce nu pot accepta. Mă iartă de orice. Cumva asta e conceptul nostru uman despre prietenie. Pe baza conceptului ăsta există astăzi explozia asta de social media. Facebook, lică din alte sute și mii de platforme de socializare. Mă las cunoscut de o multitudine de oameni, sunt acceptat în cercul lor de prietenie, literalmente, se apasă pe buton să mă accepte, și apoi nu mi se cere nimic, nimic decât ceea ce vreau eu să dau. Prietenie, cum zicem noi, perfectă, cu 9456 de oameni de pe tot globul. Scriptura are și ea trei trăsături majore ale unui prieten. Noi spunem aici a friend in need is a friend in deed. Sau în românește spunem prietenul la nevoie se cunoaște. Este scris în Iov, capitolul 19, Iov zice Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei. Mâna lui Dumnezeu m-a lovit. Este un prieten la nevoie fie vă milă. În Iov 6 spune, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel tot puternic. Un prieten la nevoie. Spunea David despre prietenii lui, spunea el, umblam eu plin de durere, ca pentru un prieten, pentru un frate, uite așa umblam cu capul plecat, ca de jalea unei mame. David știa să fie prieten cuiva la nevoie. În Proverbe 17 scrie Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. Un prieten se cunoaște cu adevărat la nevoie. Apoi spune chiar în Ioan, spune în Ioan 15, Nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenii săi. Aia la cea mai mare nevoie, cel mai mare prieten. Apoi al doilea lucru, a doua trăsătură care scriptura spune despre prieteni, un prieten adevărat este un mijlocitor între mine și binecuvântările lui Dumnezeu. Din pricina asta, cel mai bun prieten pe care orice om din lume îl poate avea este Isus. Isus care s-a pus pe o cruce și într-o mână l-a ținut pe Tatăl și cu cealaltă ne-a ținut pe noi. Și a fost un mijlocitor între noi și viața care vine de la Dumnezeu. Și a fost prietenul nostru, așa cum spune la Ioan, care și-a dat viața pentru prietenii săi. Cel mai formidabil prieten pe care îl poți avea aici sau oriunde în lumea asta sau cealaltă. Este prieten. Prieten adevărat este unul care mă împinge spre prietenie cu Dumnezeu. David spunea. Eu sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine, Doamne, cu cei ce urmează poruncile tale, Dumnezeul meu. Ăștia sunt prietenii mei, cei care mă împing pe mine spre Dumnezeu și cei care, care eu îi împing spre Dumnezeu. Isus ne-a zis, sunteți cu adevărat prietenii mei dacă ascultați de poruncile mele, adică dacă vă îndreptați către Dumnezeu cu inima și cu viața. Și în Proverbe 12 spune, cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Sunt unii care sunt prieteni adevărați, sunt unii care sunt prieteni falși. Cunoști pe cel adevărat, el te apropie de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, un prieten, după scriptură, după calapodul lui Dumnezeu, este o așa cum comoară rară, încât trebuie să ai mare grijă Păi, cine alegi să fie prieten? Și apoi, dacă l-ai găsit, trebuie păstrat ca pe ochii din cap. Nu-l poți alege ușor și nu-l mai poți lăsa ușor. În Proverbe 18,24, spune: Cine-și face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Ei, află-l pe ăla și ai găsit un diamant fără preț. Acum, dacă toți suntem la subiectul ăsta, ne oprim câteva minute să înțelegem care sunt diferite grade de prietenie. Prietenii sunt adeseori cele mai importante relații pe care le avem, în special pentru tineri. Și importanța lor este vitală. Există o vârstă la care prietenile te formează pentru viață sau îți distrug viața și viitorul complet. Scriptura spune, cel ce umblă cu înțelepții va deveni înțelept. Dar cel ce se însoțește cu nebunii, acela va fi distrus. Nu nebunul va fi distrus, ci cel ce se însoțește cu ei. Influența pe care o au prietenii în viața tinerilor este absolut covârșitoare, este mai adâncă decât influența părinților, adeseori a profesorilor, a păstorilor, a învățătorilor lor. În viață trecem prin patru feluri de prietenii. Avem la început cunoștințe, așa, pe unii pe care îi vezi pe aici, pe acolo. Îi vezi adeseori la servici, la școală, îi vezi pe stradă, îi vezi în repetate rânduri, te, inse te intersectezi cu ei ocazional. Sau chiar dacă îi vezi în fiecare zi, îi vezi cumva așa de la distanță, că toate lucrezi într-o întreprindere cu sute de oameni, îi vezi fizic în fiecare zi, de pe care nu-i cunoști nici după 20 de ani. La nivelul ăsta de cunoștință se schimbă între oameni informații care în general sunt publice. Ce lucrezi, ce înveți, cu cine ții la fotbal, lucruri de genul ăsta, informații publice. Apoi ai prietenii legate de activități comune, legături temporare, accidentale, ești într-o echipă de sport. Aici te vezi toată ziua la antrenamente, în cantonament, la meciuri. Aveți o țintă comună. Foarte des apar căsătorii din astfel de prietenii. Sunt doi care studiază la aceeași facultate, în aceeași clasă. Au interese comune. Aici conversația și legătura se adâncește oarecum. Încep să se schimbe păreri de viață, opinii, idei, viziuni de viață. O astfel de prietenie se poate face într-o oră, într-un autobuz, în tren, 10 minute câteodată la școală, când atunci de comun acord conversația devine din ce în ce mai personală. Aici omul începe să vadă ceva din caracterul celuilalt și începe să se transmită de la unul la celălalt ceva. Apoi, în al treilea rând, sunt prietenii strânse, legături strânse. Aici sunt doi care merg în aceeași direcție în viață, au ținte comune de viață. Pentru un creștin, aici se termină orice adevărată prietenie cu cei care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Prietenii strânse de viață poți avea cu adevărat doar cu cei ce iubesc pe Dumnezeu așa cum îl iubești tu, cu cei ce îl urmează pe Dumnezeu. Pentru că aici este, o, există o uniune a sufletului, două suflete unite. Mai mult, sunt aici două duhuri, două spirite unite. Aici apare minunea unei prietenii. Aici dispare singurătatea. Sunt familii unde soțul și soția sunt împreună de ani de zile și toți sunt complet, complex singuri. Nu există o unitate în duh. Nu există nici măcar la nivelul sufletesc, la nivelul minții, al emoțiilor, ale voinței, ale deciziilor iar sunt alții care par să fie singuri o viață întreagă și totuși nu sunt singuri niciodată. Au legături sufletești și de duh cu alții chiar de peste continente. Când nu ai pe nimeni cu care să-ți împărtășești gândurile și inima, ești așa de singur, chiar dacă ai fi tot timpul în mijlocul mulțimii, tot singur ești. Și la nivelul ăsta de prietenie strânsă, doi au proiecte comune, își schimbă unul altuia caracterul și viața, în proverbe este scris de o prietenie de asta, cum se ascute fierul pe fier, așa se ascute un prieten pe celălalt. Apoi Scriptura vorbește despre prietenii intime. Aici e vorba de sacrificiu, dedicare unul pentru celălalt, de a avea abilitatea și libertatea de a corecta greșelile din viața celuilalt, de a-l schimba, de a-l cizela, de a sculpta, de a-l picta, de a schimba un caracter și un drum și o direcție în viața celuilalt. Cineva de la care poți primi și mustrări și corectări, la fel cum poți primi încurajări și laude. Două inimi care bat în același piept. De obicei, poți să ai doi sau trei astfel de prieteni în toată viața. Oameni care te formează și pe care îi formezi. Majoritatea oamenilor trec într o viață de 80-90 de ani și niciodată nu au avut asemenea prieteni. Și ajung așa, în general, din pricină că au avut și au vărsat toată viața doar în cunoștințe superficiale și au învârtit viața și timpul doar în prietenii de suprafață. Cine are în viață un astfel de prieten adânc, doi sau trei, este cu adevărat bogat. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz, Bildad și Tsofar, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră și s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nici nu l-au mai cunoscut și-au ridicat glasul și-au plâns și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh și deasupra capetelor lor și-au șezut pe pământ lângă el șapte zile și șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, că își vedeau cât de mare este durere. Doamne, ce bine au început ăștia cu Iov! Ce bine au început prietenii ăștia cu Iov! E adevărat că citești cartea întreagă, și îți dai seama că n-au rezistat la presiunea prieteniei astea adevărate când prietenia a fost încordată la niște nivele care aproape nu se mai pot suporta. Dar au început atât de magnific prietenia asta cu Iov. Au auzit de departe de nenorocirea prietenului lor. Și s-au sfătuit, s-au vorbit, au plănuit, s-au gândit să se ducă, s-au gândit să se ducă la Iov și auzi, să plângă și să mângâie. De-aia și-au făcut ei în plan să se ducă. Doamne, câte nevoie este de oameni care să plângă și să mângâie. Avem în jur atâția și atâția care sunt gata să ne explice când suntem de rămați, loviți, distruși, să ne explice așa de inteligent ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Să ne spună ce am păcătuit, ce am făcut, de ce nu am făcut, ce trebuia să facem, ce trebuia să nu facem. Sunt așa mulți oameni inteligenți în jur, care au soluții, care văd clar problema. Îți pot explica didactic și analitic. Și în toate astea nu pot să verse o lacrimă. Nu pot să dea un mângâiere pe păr. Au milioane de soluții, una mai bună ca cealaltă, și le au când omul nu poate să accepte soluții, când nu-i trebuie soluții, ci îi trebuie doar un piept pe care să poată să plângă. Asta este secretul magnific a unui prieten. În Noul Testament este scris că adeseori în viață. Te vei întâlni cu unii care plâng. E posibil să plângă din prostia lor, din vina lor. Cine știe ce prostie au făcut? Și consecințele vin și omul plânge. Poate plâng din cauza altora, au fost loviți de alții. Poate au fiți loviți de soartă, cum zicem noi, din cauza lui Dumnezeu. Poate plâng așa prostește, fără niciun motiv aparent. Sunt atâția oameni deprimați în lumea asta. Și Scriptura îți spune ce ai de făcut atunci. Și surprinzător, te gândeai că Scriptura să spună cum să înveți, cum să-i scoți din asta. Scriptura nu-ți spune să le bagi mințile în cap, nu spune să le arăți calea cea bună, nu spune să le citezi ultimele teorii din psihologie și nici măcar alea din Scriptură, deși toate astea sunt bune la timpul lor însă nu sunt bune când sufletul unui om este distrus și plânge. Atunci Scriptura îți spune că trebuie neapărat să faci un singur lucru, să plângi cu cei ce plâng. Atât. Este așa de ușor și este așa de greu să plâng. Cum să plâng? Cum să-mi storc lacrim cu forță? Aici este misterul prieteniei. Cu un prieten care plânge, Vei plânge. Așa știi că este prieten. Cu o rudă care plânge, îi vei da sfaturi. E posibil să fie soțul tău, soția ta, să fie copilul tău și să plângă distrus și să te apuce de o groază de sfaturi. Cu un străin, hm, poate vei da din cap așa. Dar cu un adevărat prieten, cu ăla, vei plânge. Am fost. În casa unui prieten al meu și al tatălui meu, în noaptea cea mai grea din viața lui, în noaptea când copilul lui s-a împușcat. Era așa o durere cum eu nu am mai simțit undeva. Se simțea în respirație, în aer. O puteai tăia cu cuțitul, cum spunem noi românii. Țin minte și astăzi toate sfaturile din lume pe care le-am dat vreodată oamenilor mi-au dispărut, parcă nu le-aș fi avut niciodată în cap. N-aș fi știut și n-aș fi putut să-mi deschid gura să spun trei vorbe logice una după alta. Eram terminat cu el acolo. Mi-am dat seama orice vorbă, orice este atât de stupidă, că nu și are rostul și nu și are locul. Era un singur lucru care puteam să fac acolo. Să stau și să plâng și să plâng cu ei. Probabil că cu timpul va veni vremea și de sfat și de vorbă, poate și de mustrare dacă era necesar. Altă dată, când prietenul plânge, Scriptura îți spune, plângeți cu cei ce plâng. Iar Iov ne spune în capitolul 6 un adevăr foarte, foarte greu de înghițit, mai ales pentru noi, oamenii religioși. Spune, cel ce suferă, are dreptul la mila prietenului său, chiar dacă a pierdut frica de Dumnezeu. Chiar dacă s-a întors cu spatele la Dumnezeu, prietenul său are o datorie față de el, are datoria să plângă. Sunt așa de puțini oameni în jur și tragic câteodată chiar în biserică, sunt așa de puțini oameni care sunt în stare să plângă. Sunt așa de mulți învățători eu sunt unul dintre ei. Mie cu greu vin lacrimile în ochi față de un om care suferă. Mai degrabă sunt în stare să-i dau sfaturi și după părerea mea să-i dau sfaturi foarte bune. Și să-i dau sfaturi când el nu are nevoie de niciun sfat. Să așa de puțin oameni care știu să facă ce au făcut prietenii ăștia al lui Iov. Șapte zile și șapte nopți, spune Scriptura, fără să-i spună o vorbă, au plâns și și-au aruncat cu praf de pe stradă, de pe drum în cap, și s-au gelit și și-au sfâșiat hainele. Eu am fost în multe situații de bucurie și de necaz în jurul oamenilor. Ca așa te poartă viața, și pe la bucurie și pe la necazuri, vezi la oameni. Necazuri. Eu n-am văzut până acum niciodată pe cineva care zile întregi să plângă cu prietenul lui, să sfâșie hainele și să-și arunce cu colb în cap de durerea prietenului lor. Iov, în noaptea cea mai grea pe care i-a dat-o Dumnezeu în viața lui, în noaptea sufletului său, când toate suporturile care le avea, toate bazele și toate platforma pe care stătea viața lui s-a prăbușit, când nu mai a avut niciun suport de la nimeni, nici măcar de la soția lui, în noaptea aia Dumnezeu a trimis în față, să zic așa, trei stâlpi, la urmă au devenit patru, care să ridice pe Iov la o ceartă cu Dumnezeu, care să ridice pe Iov din plânsul ăla lui, trei prieteni care au venit fără să-i spună o vorbă și au plâns cu el șapte zile și șapte nopți. V-am întrebat la început: Aveți prieteni? Câți prieteni aveți? Și vă întreb acum, la sfârșit: Aveți un astfel de prieten? Câți aveți? Aveți prieteni ca aceștia? Atunci sunteți cu adevărat bogați. Nu aveți? Vindeți tot ce aveți și cumpărați-vă unul. Ca să ai un astfel de prieten, trebuie să devii un astfel de prieten. Prietenia nu o poți cumpăra, o poți doar câștiga, devenind tu pentru un altul, un diamant de genul ăsta. În Biblie spune, împarteți pâinea pe ape și după o vreme, poate după multă vreme, o vei vedea întorcându-se la tine. Devină tu pentru unul din jurul tău un astfel de prieten și într-o zi neagră din viață, când toate temeriile se prăbușesc, Dumnezeu îți trimite pe cineva care e mai aproape decât orice rudă posibilă, îți trimite un prieten. Asta învățăm din capitolul ăsta al 2, de la început din cartea lui Iov, despre prietenii ăștia grozavi pe care Dumnezeu i-a trimis în viața lui Iov. Dumnezeu poate să ne binecuvinteze pe noi să devenim astfel de oameni și ne poate binecuvânta pe noi ca să căpătăm unul sau doi astfel de prieteni în viață. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.